Un vizitator al grădinii zoologice din Hunedoara a stârnit un scandal de zile mari după ce ar fi decis să plece acasă cu un suvenir mai puțin obișnuit. Bărbatul este acuzat că a rupt cornul unui căprior după ce l-a smuls cu brutalitate de la un pui aflat într-un țarc. Paznicii l-au controlat pe bărbat și au găsit asupra lui cornul lipsă. În tot acest timp, bărbatul a negat că ar fi implicat în incident și a amenințat pe angajații grădinii zoologice. Incidentul s-a petrecut duminică după amiază la grădina zoologică din Hunedoara. Un bărbat de 32 de ani care se afla în vizită este acuzat că ar fi smuls cornul unui caprior aflat într-un țarc. În urma incidentului, animalul a rămas cu o rană însângerată. Întâmplarea a fost raportată de ceilalți turiști care au asistat la scena șocantă. Bărbatul însă a negat că ar fi fost implicat în incident, apoi a devenit violent și a început să-i amenințe pe angajații grădinii din Hunedoara. Turistul a fost imobilizat de agenții de pază care l-au percheziționat, iar în cele din urmă au găsit cornul animalului. Între timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de poliție. Agenții l-au reținut pe bărbatul care a continuat să nege că ar fi autorul faptei. Turistul susține că suvenirul neobișnuit găsit asupra sa s-ar fi rupt după ce puiul de căprioară s-ar fi lovit de gardul țarcului în care se afla.